O negresă cu banane și cu fulgi de ovăz. Un deliciu, este foarte, foarte bună. Foarte pufoasă. Ia uitați cum arată. Bună ziua, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și nu numai, noi mai facem și uleiuri medicinale și tratamente pentru păr și creme de față, creme de corp, unguente pentru dureri reumatice, dureri de oase, săpunuri făcute la rece și multe, multe altele. Și astăzi vom începe cu o rețetă. Am modificat-o, o negresă făcută cu fulgi de ovăz și astăzi am introdus și două ouă și în loc de apă am înlocuit-o cu lapte. Deci, în loc de apă am pus lapte și vom avea nevoie pentru această negresă făcută cu fulgi de ovăz și cu banane, așa, de două banane cât mai coapte, 250 de grame de fulgi de ovăz, vom avea nevoie, două ouă, un praf de sare. Aici am miere de tei, 100 de grame de miere de tei. Aici avem ghimbir, 20 de grame de ghimbir proaspăt ras. Vom pune și esență de rom, o linguriță de scorțișoară, coaja rasă de la o lămâie. Vom pune și 6 grame de bicarbonat de sodiu, puteți pune și praf de copt, cacao, 20 de grame de cacao. Vom adăuga în interior și stafide, circa 100 de grame. Apoi ne mai trebuie 80 de ulei și 150 de lapte. Și vom cântări toate ingredientele împreună. Și dacă dorim să facem o glazură, vom avea nevoie de o căniță de lapte, deci un pahar de 200 de lapte, 50 de miere, cacao, 10-20 de grame, acum punem, depinde de cât de concentrată dorim să fie cacao. Un cubuleț de unt, deci 40-50 de grame de unt și stafide, circa 100 de grame. Și să începem să facem mai întâi negresa și după aceea facem glazura. Și le vom cântări pe toate Începem cu împreună. blatul pentru negresă și după aceea o să facem siropul, să-l punem deasupra. Și totul se face foarte ușor. Începem cu bananele. Eu mi-am pregătit aici un tel și o să le cojim și le punem în interior pe amândouă și le strivim. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Facem negresă cu banane și cu fulgi de ovăz. Și aici avem două banane. Ia să vă spun și cât cântăresc amândouă. Deci cam 188-190 o să aibă bananele. Am să dau puțin cântarul deoparte și o să le pisăm așa. Deci ele trebuie să fie cât mai coapte. Așa. După ce le pisăm bine, o să adăugăm restul ingredientelor. Am deschis și cuptorul la 180 de grade. Și vom lăsa circa 30 de minute la cuptor. Încercăm cu o scobitoare. Să știți, din cauza bananei, această negresă este umidă la textură. Așa. Am pisat așa bine bananele. Și acum vom adăuga două ouă.
Deci este foarte ușor de făcut, amestecăm pur și simplu ingredientele. Acum vom adăuga un praf de sare, deci așa un praf ușor, dăm deoparte. Vom adăuga și coaja de lămâie. Deci, am spălat-o cu bicarbonat și cu puțin oțet și după aceea, dacă credeți că nu este biologică, așa am dat-o prin rezătoare toată. Așa. Vom pune și ghimbirul, deci ghimbirul curățat și dat prin rezătoare, 20 de grame. Îl punem pe tot aici. Vom adăuga puțină esență de rom. Eu am să pun ca o jumătate de sticluță esență de rom. Așa. Ca să aromăm. Și acum să adăugăm și scorțișoară. Deci adăugăm scorțișoară, o lingurită de scorțișoară. Așa, o linguriță. Acum vom amesteca bine mai întâi aceste ingrediente. Și după aceea adăugăm restul. Să cântărim și cacaua. Și uleiul și laptele și miere. Și vom pune 100 de miere. Eu am miere de tei. Și cântărim 100. Dar puteți înlocui și cu zahăr. Așa. 100. Deci 100 de miere. Acum punem 80 de ulei. Cântărim așa încet. Optzeci de ulei, 150 de lapte, 100 și punem acum câte puțin. Așa. 149, 50. Așa, mai amestecăm așa puțin și adăugăm cacao. 20 de grame de cacao. Așa, cât e puțin, până facem 20. Am pus 20-21. Și dăm jos de pe cântar și amestecăm bine totul. Așa. Pun din nou pe cântar și adăugăm ce ne mai rămas. Bicarbonatul, fulgii de ovăz și stafidele. Punem 100 de stafide. Puteți pune și nuci, și caise confiate, și prune. Așa. 100 de stafide. Vom pune 6 grame de
bicarbonat. Și aici am 102 și ca să-l putem cântări, vom face plus 6, 108. Așa, 6, 7, 8. Așa, să mai aducem puțin. Puțin bicarbonat să facem 8. 8. 108 de bicarbonat. Amestecăm. Și acum aducem și punem fulgii noștri de ovăz. Deci 250 de grame de fulgi de ovăz. Cuptorul este pregătit. Voi tăia fungura. Și cântărim 250 de grame de fulgi de ovăz. Dacă aș ști ce miros este de la coaja de lămâie și de la scorțișoara, de la rom. Deci 250. Așa. Și am pus toate ingredientele. Acum amestecăm bine totul. Și o să punem într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Deci dacă este mai de diametru mai mare, de 26-24, să iasă subțire ca grosime. Dacă este mai mică, de 20-18, o să iasă mai înaltă negresa noastră. Așa. Și amestecăm așa bine toate ingredientele. Să dăm deoparte. Aici mi-am pregătit o tavă, o tavă de aluminiu și am tăiat hârtia de copt și am tapetat-o. Mai amestecăm așa puțin. Putem lăsa 5 minute să absoarbă fulgii de ovăz lichidul nostru și după aceea dăm la cuptor. Așa. Și acum amestecăm și punem și am să dau la cuptor. Circa 20, 25, 30 de minute. Încercăm cu o scobitoare. Amestecăm așa bine. Puteți pune și picături de ciocolată sau rupeți o ciocolată, bucățele și o puneți în interior. Așa. Pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, găsiți și varianta la această negresă, făcută cu lapte și fără, cu, în loc de lapte, cu apă și fără ouă. Este delicioasă și așa. Și astăzi am încercat și varianta cu lapte și cu ouă. Și o să scoatem și o să vedem. Așa. Și acum să punem în tavă. A mea este de 26 de diametru. Am tăiat și am pus. Deci am avut hârtia pusă, făcută triunghi, am măsurat de la mijloc și
și am tăiat pur și simplu așa. Și acum o desfac și o punem în interior. Nu este nevoie să ungem. Și acum turnăm toată compoziția noastră aici. Și vom face și o glazură. O întindem așa bine peste tot și o dăm la cuptor. Am să o las până pregătesc ingredientele pentru... Toate rețetele mele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și mă găsiți și pe pagina de Facebook cu același nume, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și acum vom face siropul. Negresa este la cuptor, imediat o scoatem și vom avea nevoie de unt, 50 de grame de unt, deci 30 de grame de cacao, deci care ne-a rămas, am pus, am avut 50, am pus 20 la negresa la blat și 30 o să punem în așa, o căniță de lapte, deci o să punem așa în jur de 200 de lapte, esență de rom și să punem și puțină miere de albine să îndulcim. Putem și gusta. I-am să pun circa 50 de miere. Și apoi vom forna cu stafide pe deasupra. Și să cântărim. Am să dau deoparte. Aici am un cântar. Am... o oliță și o să punem 50 de unt. Ia să vedem dacă avem 50 aici. 43 și încă puțin. Așa, 50. Dăm deoparte untul. Punem și circa 200 de lapte. Așa. O să punem așa 200. Deci 200 de lapte. Punem cacao, 30 de cacao, punem aici pe toată. Și am să pun și 50 de miere de albine. Eu pun miere de tei, puteți pune și de sacăm și polifloră, ce doriți, 50 am să pun. Și dacă doriți să fie mai dulce, mai adăugați sau puteți înlocui cu zahăr. Așa, 50. Voi adăuga și puțină esență de rom. Și stafidele o să le punem deasupra. Și am să pun pe foc. Între timp o să scoatem negresa. Tarul. Am pregătit aici un fund. Ia uitați negresa. Așa, am scos-o acum din cuptor și punem siropul pe foc. Amestecăm. Aici avem prăjitura noastră, este fierbinte. Încerc să o pun aici pe farfurie. Am să o scot deocamdată cu tot cu hârtie. O să vedem. Așa. Aici este prăjitura noastră. Ia uitați-o. Așa, voi încerca să scot și hârtia este fierbinte. Uitați ce mare.
Și acum se face pe foc glazura noastră și o să o punem pe deasupra. Siropul nostru fierbe. Aici avem stafidele. Am 100 de stafide. O să decorăm cu ele. Ia uitați, siropul nostru este gata. Ia să vi-l arătăm, să dau așa să se vadă mai bine. Așa. Și acum îl vom turna peste negresa noastră, încet, încet. Am să mai adaug puțin esență de rom, deci am avut jumătate de sticluță și acum, după ce am fiert, mai adaugăm puțin. Așa. Amestecăm. Așa, încet să intre peste tot. Așa. Și lăsăm până absorbe tot acest sirop. Dacă vi se pare mai mult, puneți mai puțin. Așa. Am să mai pun după aceea. Și acum decorăm cu stafide. Peste. O lăsăm să se răcească și o putem servi. Și aceasta este negresa noastră cu banane și cu fulgi de ovăz. Ia să încerc să tai, să vă arăt cum arată în interior. Așa. Am să pun aici pe farfuriuță. Ia uitați. Negresa de post, de cu banane și cu fulgi de ovăz. Așa arată. Ia uitați. Doriți mai mult sirop, mai puteți adăuga. Sirop, vedeți că din ce în ce se îngroașă. Așa. Și mai putem adăuga să fie cât mai multă ciocolată peste. Ia uitați cum arată. Așa. Un deliciu. Uitați cât este de moale. O bunătate. Un deliciu. Să o încercați. Este foarte, foarte bună și sănătoasă. Negresă cu banane și pulci de ovăz. La revedere! Duminică frumoasă în continuare și ne vedem cu un alt live și mâine. Pupici și multă sănătate vă doresc! La revedere!